Elevii din țară au revenit de astăzi la ore după o vacanță de 2 săptămâni. Atât copiii cât și profesorii vor trebui să se mobilizeze foarte serios, deoarece pe lângă orarul zilnic vor trebui să recupereze și orele din a doua săptămână de vacanță. Pentru asta, unele școli au ales să-și scoată elevii la lecții și sâmbăta, în timp ce altele au optat pentru extinderea orarului zilnic cu lecția 7 și 8, iar în unele cazuri chiar și cu lecția 0. Din cele 150 de instituții, 147 reușesc să se încadreze cu recuperarea orelor la disciplinile școlare pentru zilele suplimentare de vacanță până la sfârșitul semestrului 1. 3 instituții au solicitat mai mult timp pentru recuperarea orelor. 43 de instituții din cele 147 recuperează orele parțial în zilele de sâmbătă. La energia termică sunt conectate toate grădinițele, însă în mai multe școli căldura a fost pornită azi dimineață. Vineri erau conectate 100, din 107 blocuri ale instituțiilor secundare, 83 erau conectate. O parte din instituții au solicitat să fie conectate începând cu ora 7 astăzi, ținând cont de faptul că parcursul weekendului în instituții se află doar paznicii. În acest sens, primarul a cerut ca în instituții să fie cald, astfel ca în clase copiii să se simtă confortabil. Să nu dea Dumnezeu să se economisească pe sănătatea copiilor din cauza anunțului făcut că va fi scumpit prețul la gaz. În clase, copiii să nu lucreze cu mănuși și cu ușmi pe cap. În același timp, Ion Ceban s-a arătat indignat de faptul că elevii vor fi nevoiți acum să recupereze lecțiile pierdute săptămâna trecută. Primarul a menționat că în condițiile în care Guvernul și Ministerul Educației și Cercetării nu au mai venit cu o explicație clară din ce cauză copiii au lipsit o săptămână de la școală, în semn de solidaritate să fie instituit program prelungit și pentru funcționare și demnitare. Și cei de la guvernare, în semn de solidaritate, să rămână peste program, la fel ca și copiii. Sunt absolut sigur că aveți ce să faceți, stimați înalți conducători, în aceste ore suplimentare. Iar ceea ce a fost făcut în raport cu elevii, eu cred că este o bătaie de joc. Menționăm că vacanța de toamnă a elevilor a fost prelungită cu o săptămână. Un ordin în acest sens a fost semnat în 28 octombrie de ministrul educației Anatolie Topală.